Salutare, prietena lumea în obiectiv! Mă bucur că din nou alături de noi este Claudia Teodora Ignat, realizator la televiziunea Transilvania Oradea, care a fost gazdă de data asta Erasmus, un proiect european pornit din Polonia, venit pe la România, pe la Turcia, Italia și Olanda. S-a oprit la Oradea. Și nu tocmai a fost gazdă bună, Teodora, la gazdă bună în emisiune, la analiza de redacție. De data asta a fost gazdă bună pentru elevi, studenți și doamna profesoară care i-a condus de la Liceul Emanuel Gojdu. Aș vrea să știu de la dumneavoastră, ca și gazdă, ce a trebuit să faceți concret. Și cum ați primit această veste de a fi aleși în acest proiect? În primul rând, trebuie să o amintim pe doamna profesoară Liliana Soneanu. Doamna ei este coordonatoarea pe România acestui program Erasmus+. Țara coordonatoare este Polonia. De aceea copiii au fost, desigur, de la Liceul Gojdu din partea României, apoi din Turcia, Polonia. Italia au fost doi copii, dar am înțeles că au avut loc și acțiuni online. Așadar, și ceilalți care nu s-au putut deplasa în România au fost prezenți practic la acest eveniment. Un eveniment care se întinde pe o săptămână și ei au pornit de fapt de la ideea de media. Cel mai mult și-au dorit cum influențează media populația și care este percepția mediei asupra migrației, pentru că ei trăiesc niște evenimente pe care nu le înțeleg și doreau să vadă cum media își face datoria sau nu față de evenimentele care se întâmplă în jurul lor. Iar profesoara de la Gojdu a fost atât de amabilă să mă abordeze pe mine, cunoscând că sunt singura televiziune din Oradea, să întrebe dacă este posibil să vină copiii să vadă cum arată un studio de televiziune, dar și de radio, știind foarte bine că în aceeași clădire difuzează radio Favorit FM și Național FM. Ceea ce s-a și întâmplat. Așadar, le-am fost gazdă. Le-am primit cu mare plăcere. Cine a putut beneficia de acest proiect Erasmus, mass media? Clase terminale și chiar studenți au beneficiat de acest proiect. Pentru că erau, mi-am dat seama, unii copii din Turcia și Polonia care deja știau, cunoșteau foarte bine camerele și cunoșteau cum se lucrează cu ele. Asta înseamnă că nu sunt deja liceni. Au trecut la o etapă următoare în care probabil vin din zona jurnalismului, așa cum vii și tu, și erau deja cunoscători a ceea ce se întâmplă în acel studio. Ești aici la Erasmus, în televiziunea locală Transilvania TV,
Oradea, dar și cred că Național FM și Favorit. Cum a fost pentru tine această experiență de 7 zile? A fost puțin obositoare, deoarece a trebuit să am grijă de un student din Polonia și să-i acord o grijă în plus. Dar sincer mi-a plăcut foarte tare pentru că am experimentat ceva nou și am învățat ceva din acest proiect care sper să mă ajute pe viitor. Te gândești să dai la jurnalist pe viitor? Mi-ar plăcea să încerc. Nu știu dacă asta va fi cariera mea de viitor, dar mi-ar plăcea să încerc cât mai multe lucruri. Ce ți-a plăcut cel mai mult de aici, din studiourile pe care le-ai vizitat? Această încăpere în care ne aflăm, pentru că mi se pare că televiziunea mă atrage puțin și probabil aș vrea să fiu imaginea unei emisiuni. Unei emisiuni sau unei emisiuni de știri? Neapărat de știri, nu mă prea atrag polemicele sau știrile sau expunerea datelor. Dacă ai avea studioul ăsta acum pe mână și ai face o emisiune, cam despre ce ai vrea să le vorbești oamenilor în fața camerei? Probabil despre problemele actuale care există în societate și cum să le rezolvăm. Și problema care te frământă pe tine și acum ai putea să le transmiți oamenilor pentru viitor? Sistemul educațional din România este foarte îngrijorător. Bun, la ce te referi când spui îngrijorător sistemul educațional din România? Pentru că copiii nu se dezvoltă pe plan extracurricular, ci doar într-un anumit domeniu, ci școlar, și nu se pune accent pe dezvoltarea personală și intrapersonală, ci doar pe memorarea unor anumite informații care, din punctul meu de vedere, nu ne vor fi folositoare pe viitor. Te-ai gândit ce vei face pe viitor? Asta e doar o perspectivă, jurnalismul. Da, este o perspectivă, dar aș dori să mă axez pe analitică, să devin un avocat. Și ce vrei să aperi ca și avocat? Probabil m-ar interesa mai mult dreptul penal. Un mesaj pentru tinerii care vor să dea la jurnalist sau la drept? Probabil să-și urmeze visul și să nu se lase coordonați de ce spune lumea sau persoanele din jur. Mulțumesc tare mult! Iulia Țoca. Mulțumesc! Mulțumesc! Ai fost pentru o săptămână în vizită în studiourile locale de radio și de televiziune Oradea. Ce îți place aici? Cel mai mult îmi place modul în care lucrează lumea pentru a aduce știrile de zi de zi către televizoarele noastre și modul în care totul este documentat, regizat, filmat și toată munca care se pune în proces. Dacă ar fi să vorbim și ai avea studioul ăsta pe mână, tot, unde te-ai băga prima dată? Probabil m-aș băga în camera de înregistrare și de interviuri, pentru că tot timpul aș fi vrut să fiu în perspectiva unui reporter de radio și să iau interviuri oamenilor doar la radio, nu și pe video. Ce i-ai întrebat pe oameni? Ce vox pop ai face cu ei? Probabil aș face un chestionar despre opinia lor asupra modului în care tinerii sunt portetizați în media și mai exact în țara noastră. Cum ți se pare sistemul educațional? Sistemul educațional se află într-o dezvoltare continuă și s-a aflat în ultimii ani. Lumea începe din ce în ce mai mult să îmbine tehnologia împreună cu metodele clasice de învățare, dar consider că încă nu se pune accent asupra bunăstării elevilor și mulți tind să aleagă învățatul mecanic ca o metodă de a reține elementele esențiale ale unor materii, când de fapt totul ar trebui să fie pus de asemenea în practică și să fie un lucru
destul de ușor de înțeles pentru oricine. Dacă ar fi să vorbim pentru viitorul tău, ai fost în aceste studiouri, te tentează să vii la jurnalism? Nu am considerat jurnalism până acum ca și o posibilă carieră, dar am intrat în acest proiect cu scopul de a putea să iau din știri partea adevărată și să încerc să înțeleg lucrurile esențiale care ar trebui să le iau din orice informație pe care o primesc. Pentru că tu mi-ai spus că îți place să fii reporter de radio, m-am gândit că va fi o perspectivă pentru tine jurnalismul și ai putea ca acest vis să devină realitate. Ar fi una dintre ideile posibile. Mi se pare un job care ar putea avea succes în continuare pe viitor, odată cu modernizarea tehnologiei, și consider că este un job care ar fi eficient, care nu o să fie foarte ușor de înlocuit cu mecanisme. Ce îți dorești să faci pe viitor? Cu siguranță aș tinde spre medicină când mă gândesc la viitor. Aș dori să fiu un psihiatru în viitor. Cu ce vrei să ajuți oamenii prin acest domeniu? Vreau, alegând psihiatria, vreau să ajut oamenii, în primul rând, să înțeleagă cei din exterior că și oamenii cu anumite probleme mentale sunt tot oameni și trebuie tratați ca atare, și pe oamenii în cauză, normal, aș vrea să îi ajut să petreacă o viață cât mai normală, aș putea zice, și liniștită în timpul pe care îl au noi. Dacă ar fi să le vorbești tinerilor în fața camerei, ce le-ai spune? Probabil le-aș spune că de multe ori ce auzim la televizor sau auzim la radio este structurat astfel încât să ne facă, de fapt, să aibă un impact emoțional asupra noastră. Ce putem noi face ca să ne diminuăm acest impact este să luăm realitatea și să o asociem odată cu ce auzim și să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă ar fi să le transmiți un mesaj viitorilor jurnaliști și viitorilor doctori, asistenți și alte cadre medicale auxiliare? Ținând cont de noile știri legate de medicină, medicina evoluează foarte, foarte mult, dar ce pot să transmit este că medicina este o carieră grea, dar merită, pentru că nimeni nu poate să înlocuiască omul în acest domeniu, pentru că doar noi putem învăța secretele corpului uman așa cum sunt ele, pentru că doar noi suntem oameni și avem toți aceeași structură și de asemenea știrile arată persoane importante și descoperiri importante din medicină, așa că ar trebui urmărite destul de des pe acest plan, pentru că ne putem pune la curent cu cele mai noi descoperiri și să ne folosim de ele pe cât posibil. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Mă numesc Liliana Somea, sunt profesor la Colegiul Național Emanuel Gorj din Oradea. Spuneți-mi puțin despre acest proiect pe care l-ați inițiat pentru 7 zile la televiziunea locală și radioul local din Oradea, ca și liceu foarte titrat, Emanuel Gorj. Proiectul, de fapt, se întinde pe o perioadă de 2 ani. Sunt participanți din 5 țări. Coordonatorul acestui proiect este din Polonia. Pe lângă Polonia mai există în acest proiect și Turcia și Italia. Suntem și noi implicați, desigur, în această parte și mai este și Olanda. Pe durata acestui proiect, care de fapt a fost prelungit pentru că din cauza pandemiei nu am reușit să derulăm toate activitățile timp de 2 ani, deci practic vom avea 3 ani de activitate, tema proiectului este despre media, se cheamă Media Today. În fiecare mobilitate, de această dată în România, desfășurăm activități, workshop-uri, desfășurăm prezentări în care
De exemplu, ce am făcut noi în România, am prezentat felul în care media poate să afecteze sau să influențeze percepția oamenilor despre imigranți sau despre tineret. Chiar s-au aplicat niște chestionare și pot să vă spun din ce am văzut acolo și ce s-au prezentat ca rezultat, clar că media influențează percepția despre tineret și despre imigranți pentru că este o temă actuală. Ce mai propunem foarte interesant în această săptămână este, de exemplu, un workshop despre cum să ne dăm seama de fake news, cum să combatem fake news. Sigur că este știrile adevărate și știrile false. Exact. Știm că este o problemă care, evident, că nu poate să fie combătută într-o oră sau două, dar important să atragem atenția și atunci tinerii vor fi, sperăm noi, mai responsabili. Și foarte interesant în acest proiect, pentru că pe lângă activitățile, să zicem că am face despre media la școală, cadrul non-formal își are rolul lui. Cred că important este ceea ce învățăm noi prin munca în echipă, prin activitatea împărțită cu echipe mixte din toate țările, cred că are un rol important în dezvoltarea gândirii critice, în ceea ce înseamnă mass media, în ceea ce înseamnă fake news. Cât ar fi de important ca în România mass media să intre pe băncile școlii pre-universitare? Eu cred că e destul de important, pentru că dacă îi întrebăm pe ei, dacă află informații, din care disciplină află informații, eu predau științe socio-umane, cred că acolo accesul este spre media, dar în altă parte știu că mai există opționale, deci ce variante mai au ei să facă un opțional de mass media. Numai ca să faci un opțional mass media trebuie ca cineva să fie specialist, trebuie să și propună și mai trebuie să fie și votat, cam asta e procesul. Și atunci eu cred că e foarte important să deschidem aceste căi și să se facă chiar în analize de știri sau cum se scrie o știre sau tot felul de lucruri legate nu numai despre percepția media, ci efectiv cum se face media. Spuneți-mi, cum vedeți interesul studenților sau elevilor care au venit în vizită la Erasmus aici? Interesul lor este foarte mare. Pot să vă spun că au apreciat activitățile, chiar prezentările specialiștilor pe care i-am adus. Au fost foarte, foarte interesați de lucrurile acestea și pentru că, repet, este un cadru non-formal. Probabil că dacă ar veni un profesor la clasă și le-ar spune, poate că li s-ar părea puțin cam prea mult, dar pentru că nu avem un timp pe care să-l alocăm neapărat pentru o anumită temă, pentru că pot să pună întrebări oricând, pentru că temele pot să fie, sunt flexibile, eu cred că au arătat un interes foarte mare. Cum vedeți dumneavoastră mass media, practic sau teoretic la clasă? În mod clar, practic ar trebui să fie. Partea de teorie, după părerea mea de nespecialist, ar însemna o introducere. Sigur că ar trebui să existe un suport de curs, să zicem, și pe acel suport de curs ar trebui să lucreze. Pentru că nimic nu se învață dintr-o poveste sau dintr-un speech, ci pur și simplu aplicând. Vom avea viitor jurnaliști la Universitatea din Oradea? Posibil. Totul e posibil. Răspunsurile pot să fie și și într-o direcție și în cealaltă. Îi vedeți că își doresc ca în vară să depună un dosar către jurnaliști și științele comunicării? Nu știu dacă își vor depune un dosar, dar cred că au abilități mai ales spre științele comunicării, dar ceea ce văd eu și ce sperăm să dezvoltăm prin acest proiect este gândirea critică, să-i facem cetățeni activi care să participe efectiv la viața publică și să înțeleagă ceva despre ce înseamnă viața publică. Vă mulțumesc pentru interviul acordat. Mulțumesc și eu. Vreau să știu acum și cred că și prietenii noștri despre interesul studenților și elevilor care au călcat în televiziune și în cele două posturi de radio, dacă există interes pentru a veni la jurnalism sau sunt alte direcții. Trebuie să recunosc că au fost interesați de ce s-a întâmplat la radio, dar televiziunea i-a fascinat. Deci foarte mulți dintre ei au spus că vor dori la un moment dat să devină realizatori de televiziune, pentru că le-a plăcut foarte mult să fie în fața camerelor. S-au simțit foarte bine așa. În viitor poate că vor deveni realizatori de talk show-uri, de emisiuni, de știri, nu se știe. Foarte interesant.
pentru că și Universitatea Oradea este implicată în povestea asta, pentru că ne legăm odată cu acest proiect Erasmus. Ce le recomand celor care încă stau pe gânduri să vină la jurnalism la Oradea? Ce le recomand? Suntem deschiși, nu ca grup. Haideți să spunem că este cineva, o persoană care își dorește să urmeze jurnalismul, dar nu știe ce înseamnă. Eu l-aș provoca să mă cunoască, să stea alături de mine, cu minte, în timp ce eu îmi realizez emisiunea, să pună întrebări. Nici o întrebare nu este ridicolă, să spun. Toate întrebările sunt pertinente. Și se va lămuri despre ceea ce trebuie să facă. În fața sau în spatele camerei. Suntem acolo să-i ajutăm pe copii să-și aleagă drumul. Deci, dacă cineva dorește să facă acest lucru, noi îi ajutăm. Eu, personal, mă angajez că îl voi lua de mână sau o voi lua de mână și voi explica ce înseamnă să realizezi o emisiune de televiziune. Mulți se vor gândi înainte de a depune un dosar la acest specializare, îmi voi găsi de lucru sau nu? Dacă ești bun, pentru că trebuie să treci prin anumite etape, trebuie să cunoști multe și dacă ești bun, ai șanse să fii la o televiziune. Mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația de a vorbi despre acest proiect pe care televiziunea locală și radiourile locale au fost deschise pentru liceul Emanuel Gojdu. Și în același timp mulțumesc că biroul de comunicare al Universității Oradea a transmis un mesaj către bihoreni, pentru cei din țară, dar și pentru cei din străinătate care vor să vină la secțiunea jurnalism științele comunicării. Îți mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc foarte mult și frumos pentru interesul pe care îl arăți jurnalismului. Deci vei deveni un jurnalist, am acest sentiment plăcut că vei deveni un jurnalist bun și îți spun acum în direct, ne vor asculta cei care și ne vor vedea, cei care ne vor urmări, că atunci când vei avea nevoie de ajutor, când vei avea nevoie de răspunsuri, voi fi alături de tine să-ți ofer acest ajutor. Și îți mulțumesc din nou pentru că ai ales această frumoasă, frumoasă meserie, jurnalismul. Și îți doresc mult noroc!